Duminică 18 decembrie de la ora 13 în comuna Mănăstirea Cașina a avut loc primul târ de Crăciun. Inițiativa organizării evenimentului aparține lui Claudiu Fole, alături de care au venit Georgiana Pudulache, dar și primarul comunei Mănăstirea Cașin, Adriana Enache, alături de mulți consilieri locali. Agenții economice au venit cu produse de casă, care s-au epuizat din prima oră, dar și cu produse din propria gospodărie. Aceștia au primit donații în bani, dar și în produse care vor merge către familiile nevoiașe din localitate. Sunt de la Mănăstirea Cașin și a început târgul de Crăciun. Aici văd dulciuri, sunt de casă? Parte din ele sunt de casă, le-au adus gospodinele noastre, avem prețurile puse, cozonacii de casă cred că deja i-am dat pentru că au avut căutare. Avem cozonaci de la Șerban, mere de la ferma Bogdănești, plăcinte tot de casă făcute. Ne întoarcem un pic la dulciurile de casă aici, că văd ghinde, văd nuci, nu, de fapt nuci văd, nu văd ghinde, și bineînțeles cornulețe. Și cornulețe care sunt de post, pentru cei care țin post, că încă suntem un post. După rețetele bunicii, da? Deci gustul după din copilărie. Gusturile copilăriei, asta am vrut să amintim. Am văzut și brânzoaice, sunt așa după rețeta tradițională? Fix după rețeta tradițională făcute de gospodinele noastre. Văd aici toate frumos aranjate, vă așteptați să aveți vânzare? Cum e așa? Păi să vă spun sincer, deja am vândut din ele, de asta erau mult mai multe, am dat din ele, deja cozonacii de casă, după cum v-am spus, s-au dat. Așa. Și ne este teamă că nu avem ce să mai prezentăm pentru că lumea vine în continuu să ia. Asta e foarte bine. Este foarte bine, ne bucurăm. Era nevoie de un astfel de târg de Crăciun aici? Noi considerăm că da, de asta ne-am și organizat, suntem la prima ediție, sperăm să nu ne oprim aici. Și să ne vedem sănătoși la anul. Și să ne vedem sănătoși și la anul. Corect. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, pentru că vin sărbătorile sfinte de nașterea pruncului Iisus Hristos, nu? Și anul nou. Le urăm sărbători cu bine, sărbători fericite, sănătate la toată lumea, că este cel mai important. Se apropie sărbătoarea Crăciunului și vedem aici produse tradiționale specifice făcute de mediatorii sociale ai Centrului Comunitar Mănăstirea Cașin. Un centru comunitar integrat aparține de Direcția de Protecție Socială Bacău, a copilului și adultului Bacău. Este un proiect pilot, un proiect ce funcționează cu fonduri norvegiene. Este un proiect implementat de Direcția Generală de Protecție a Copilului, Bacău și Vrancea împreună. Ați venit aici cu mai multe obiecte, să vedem cam cu ce ați venit să încântați pe cei care vin la târgul de Crăciun. Am venit să încântăm cu brăduțul specific zonei noastre, în primul rând. Am creat... Da, tot ce este ecologic. Am încercat să creăm niște brăduți. Sunt brăduți făcuți din hârtie, efectiv din reviste împachetate într-o anumită formă și cu apoi decorați așa cum am putut noi și cu copiii cu care am lucrat la atelierul tematic unde am creat aceste produse și ornamente pentru masa de Crăciun din produse adică produse din natură, ca să zic așa, conuri, nuci, alune, am mai băgat câteva globulețe în aceste ornamente, am folosit, da, și cândeluțe lumânărele în borcane, ca să zic așa. Mai avem niște coronițe făcute din gheme de PNA. O idee foarte frumoasă, dacă e să zic. Foarte frumoasă, această imaginația copiilor. Da, și ce să vă zicem, am încercat să facem lucruri frumoase, lucruri care să atragă. Vă așteptați să faceți vânzare? Noi sperăm că da, ca să putem veni în sprijinul familiilor nevoiașe. Deci cu banii ce se va întâmpla? Cu acești bani se vor cumpăra produse să se asigure o masă de Crăciun celor nevoiași care nu își permit, îi vom dona. Da, vor fi cine cumpără de la dumneavoastră, va face o dublă bucurie, o bucurie în casa lor și o bucurie pentru altă casă. Cu siguranță vor pune pe masa lor de Crăciun un produs tradițional handmade, iar bănuții pe care i-au dat pe acest produs vor merge în donații. Iar acești bani vor fi folosiți pentru a
a avea pe masă cineva care are o posibilitate financiară mai redusă, o masă, să zicem, de Crăciun, da, o masă bogată, ca să zic. Un mesaj pentru că ne apropiem de Crăciun, de anul nou, avem așa o suită de sărbători de iarnă, un mesaj pentru cei care ne urmăresc. Pentru cei care ne urmăresc, îmi doresc să avem sărbători cu bine, sărbători cu pace, cu sănătate, să fim mai buni unii cu ceilalți, să lăsăm răutățile deoparte și să încercăm să ne educăm cât mai bine copiii, pentru că aceștia reprezintă generația viitoare. Ei reprezintă viitorul și nu în ultimul rând este un la mulți ani cu sărbători binecuvântate de Dumnezeu, binecuvântate cu tot ce își dorește fiecare. La Mănăstirea Cașin totul a plecat de la ideea acestui tânăr frumos de lângă mine, Claudiu Folea. Și după aceea, în jurul lui s-au strâns foarte mulți tineri care fiecare a avut contribuția lui. E adevărat că nu ne așteptam, dar este un lucru foarte frumos că mulți au cuplat la acest eveniment și suntem convinși că va fi o reușită. Avem aici o tânără extraordinar de bogată sufletește, care a fost sufletul, să spun așa, acestui eveniment al nostru și pentru care eu mă mândresc ca să sunt între cei doi care au muncit foarte mult și le doresc ca, fiind prima ediție, sunt convinsă că la anul va fi o ediție și mai frumoasă și mai reușită. Așa că astăzi mănăstirenii fac bine pentru mănăstireni și așteptăm alături de noi toți oamenii care pot veni și da o mână de ajutor, care pot dona ceva pentru copiii noștri frumoși ai Comunei Mănăstirea Cașin și pentru oamenii aflați în dificultate. Vă așteptăm alături de noi și vă mulțumim dumneavoastră Acum TV că sunteți astăzi alături de noi. De unde v-a venit ideea? Iată că și doamna primar s-a alăturat și nu numai dumneai, și e o echipă puternică de consilieri, văd aici, adică toată lumea, într-un cuvânt, a spus prezent la acest proiect. Bună ziua, în primul rând. Ideea a plecat pur și simplu, gândindu-mă că sunt atâția oameni care au nevoie, ba de alimente, lemne, ceea ce am și scris în anunț. Anul trecut, exact pe vremea aceasta, am organizat pe terenul nostru Luncă, tot un eveniment caritabil, tot ideea fiind a mea, un meci amical cu o echipă de la Cașin. Pentru strângere de fonduri, nu știu dacă să-i dau numele, da-ți pentru o fată la noi de localitate, ce... Da, suma prenumele. Da. Andreea. Așa. I-am creat și o pagină și, din păcate, dânsa suferă de o boală. Nu vreau să detaliez. Și am reușit și atunci să strângem o sumă frumușică de bani și am ajutat-o în ajunul Crăciunului, chiar am fost la ea acasă. Anul acesta m-am gândit să fac ceva mai, nu știu, mai... Mă gândeam să nu doar lumea să vină să doneze, să vină și să se bucure de ceva, de un pahar de vin, chiar dacă este contra cost. Exact, avem și spectacol. Chiar multă lume a contribuit la ceea ce am propus eu. Ideea a fost a mea, inițiativa a fost a mea, doar că munca din spatele acestui eveniment a fost a lor, doamna primar alături de ea, care a fost creierul. Așa. Și îi mai mulțumesc încă o dată. Te gândeai, te întrerup și încerc scuze, te gândeai când ai pornit proiectul sau că ai avut ideea proiectului că atât de multă lume va spune da alături de tine să vină? Sincer da, sincer da, pentru că îmi cunosc consătenii. Și știu că suntem o familie aici și sper ca anul ce vine să ne organizăm mai din timp. Gândiți-vă că tot ce am organizat a fost făcut într-o săptămână. Bravo. Într-o săptămână, gândiți-vă că mulți sunt la lucru, muncesc și și-au dedicat din timpul lor liber să participe și să organizăm acest eveniment. Vreau să le mulțumesc tuturor și celor care sunt prezenți și celor care nu sunt prezenți, că pentru că au donat și foarte multă lume online. În online. Și vă așteptăm aici alături de noi la un pahar de vin. Avem și mere proaspete.
cozonaci, dar am înțeles că deja s-au epuizat cei de casă. Plăcinte, avem spectacol, deci fiecare poate să se bucure de un moment... un moment liniștit și frumos. Și să pună mâna în buzunar să doneze. Exact, fiecare cât poate, fiecare cât poate. Cum am și spus, nu este neapărat să contribuim cu bani. Multă lume a adus jucării, hăinuțe, avem persoane care au donat lemne și cred că puțin cu puțin de la fiecare putem să facem multe.